Rusia! 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 Vine Putin! Domnișoara, arătați extraordinar! E naturală? E naturală? Nu e naturală, mă, nu e. Nu e, de la Beș. Ai scăpat. Normal că e naturală, tu nu vezi? E naturală? Normal. Nu! Bună seara, vă rog, domnișoar, să dăm noroc, că sunteți educată totuși. Davai, băieți! Ău! Opa! Ău, tovarăș ca e prezident! Здравствуйте! Bună seara! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! În numele poporului român, vă mulțumim că vă aflați aici în platoul Ai Umor. Dar vreau să vă întreb și eu ceva. Un tanki-tanki de vânzare aveți? Dumnealui reprezintă poporul român. Nu, nu, e un segment al poporului român. Nu vorbesc cu dumneata, dar stai mai departe. Spuneți, vă ascult. Aveți un tanki-tanki, că noi suntem la... Înțeles, n-am. Dar vă pot face rost acum, asta, imediat. Asta, asta. Hai, tanki, permiteți-ne tanki, să vă ducem tanki ușor. Ah, thank you. Thank you. Aici și aici și tu, mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Dane, vezi că e un punct roșu pe frunte. Au! Mergi în zigzag, Dane! Aici, pe stânga, domnul președinte. Mersi. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Vladimir Putin! Am zis, băieți! Am zis! Eu ți-am zis! Am zis! Dar uite cum merge, zici că e... E mersul ăla, da, da, da. Are un mers. Pe Putin, dacă l-ai întâlnit, ce i-ai spune? Sau ce bă, nu cred, dacă l-aș întâlni pe Vladimir Putin, nu cred că aș putea să-i adresez două cuvinte. Cred că aș aștepta să mă întrebe ceva. Vladimir, Vladimir. Îmi frică să vorbesc despre Vladimir Putin. Dacă mă trezesc cu vreo dronă. Eu cred că dacă Putin l-ar avea în față pe Chilo de la Paraziții, probabil l-ar fi adus. Așa că trebuie să aștept să mă întrebe. Băi, se numește raport de forțe. Privet! Bună seara! Da, sunt Vladimir Putin. Aplaudați, că dacă nu vă taie băieții ăștia mâinile. Hai. Nu merge. Mai bine aplaudăm. Da, dragilor, cel mai ciudat om al planetei este la voi la emisiune. Dar destul despre Cătălin Ștefan Ion, zis Chelu. Iată-l, el care și-a vândut blugii ca să facă primul album. Efectul a fost cel așteptat. A rămas fără blugi. Da, 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 da. Mihai Bendeac. Este cunoscut în dosarele noastre ca un artist desăvârșit. Prima lui experiență artistică a fost acasă la o mare actriță. El a chemat să spună o poezie, iar el în ziua aceea a rămas fără blugi. Delia. Delia este cea mai mare cântăreață din România. Asta în capul ei, poate. Da. N-am văzut încă nicio pereche de blugi în videoclipurile ei. Probabil că a fost destul de aproape atunci când a fost Bendeac într-un videoclip, dar el în ziua aceea chiar a rămas fără blugi. Măi, Mihai, tu ai o experiență mare în treaba asta, să știi. Poate nici n-ar trebui ca să mai porți. De fapt, nici n-ai mare lucru de ascuns. Ia! Păi vedeți? Sincer îți spun, dacă te-ar picta Chelo așa într-un tablou ca Adam, cred că în loc de o frunză ți-ar desena acolo un plăsturiel mic. Și să știi că noi avem în Răsie o cremă, dacă îți dai cu ea, îți trece de tot. Poți să umbli despre ea. Da, vai, băieți, să plouă! Bală, știi la gură! Da, băi, știu. Da. Ai drăguț aici. Ai drăguț. Urât. Interesant. Am aterizat ieri la București. Am crezut că o să fiu primit cu foarte multă căldură. Aiure. Primarul vostru a spus că nu poate să ofere mai mult de 19 grade. Păi mai mult avea Băsescu când a candidat prima dată. Noi ruși am mai fost pe aici, da? Vă amintiți? Ne-a plăcut, am rămas ceva, da? Suntem așa precum Cristi Iacob. Îl chemi odată din milă și pe urmă nu mai scap din toată viața. Băi,
Voi aveți o părere foarte proastă despre noi, spuneți că noi rușii nu ne ocupăm cu nimic. Greșit! Ocupăm și noi ce putem. Da. Și totuși noi să știți că respectăm democrație foarte mult, să știți. Din 6 în 6 ani ne prefacem că organizăm alegeri la noi acasă în Rusia. De ce nu organizați și voi aici alegeri? Să schimbăm juriul, a? De ce? Ar fi foarte simplu și băiatul ăsta care stă aici, Șerban Copoț, stă de atâta timp în așteptare. Își dorește și el foarte mult, are un vis. Vrea să fie lângă voi, dar îl încurajez eu. Stai liniștit, Șerban, tu deja ai reușit. Tu toată viața ta ai fost pe lângă. Faceți alegeri, faceți alegeri, vă rog. Dacă s-a putut la X-Factor, ați văzut că l-ați lăsat pe Carlos Drimpi din afară. Ce dictatura asta? Cine se bucură că el nu mai apare deloc la televizor în afară de întreaga planetă? E, accept însă ideea că voi trebuie să știți că faceți un trio foarte frumos. Apropo, știi cineva ce e un trio rusesc? E orchestra națională după ce s-a întors din turneu din SUA. Asta ca să mai glumim așa, să mai spunem o glumă rusească, deși mă îndoiesc că oamenii care se uită la emisiunea voastră înțeleg glumele mele. Adică nu vreau să spun că românii sunt proști, nu, dar probabil că există un motiv pentru care aveți imnul ăsta, deșteaptă-te române. Da. Ce să fac? Haideți să fiu mai clar și mai sincer și mai direct. Eu îmi închipui că toți românii sunt așa ca Delia. Adică frumoși și senini. Ai, nu te înfoia, am glumit, fată, nu te supăra, nu te înfoia așa ca un curcan, că îți faci poftă singură. Stai liniștită că eu te plac foarte mult. Eu te plac foarte mult, să știi, mie îmi plac blondele și noi semănăm foarte tare, ne plac clădirile înalte, palatele. Dar nu știu dacă ne enervăm așa care din noi ocupă mai repede sala palatului. E, să știți că eu totdeauna am fost foarte apropiat de România, să știți. Am ați văzut că în fiecare an eu fac baie în apă înghețată, din solidaritate cu bucureștenii. Păi cum să nu fac eu asta odată pe an dacă îi fac asta zi de zi? Și am învățat multe de la voi. Sunteți un popor care suportă mult mai multe decât poporul nostru rus. Da, am întrebat un cetățean pe stradă, cum rezistați așa cu caloriferele reci? Și mi-a spus, așteptăm încălzirea globală. Fiți mândri de țara voastră, măi copii. Fiți mândri de țară, de cetățenii voștri. Fiți mândri de libertățile voastre. Păi băiatul ăsta, Mihai Bendeac, dacă se năștea el în Rusia, avea soarta lui Navalny. Îl băgam imediat la pușcărie, bineînțeles. Da, dar nu-l torturam, nu e nevoie. El face asta dintotdeauna singur. E nevoie să-l lași așa singur în cameră, cu gândurile lui. E ca și cum ei pune o grenadă în mână și cuiu e la chelu. Dar știi că îmi pare tare rău, Mihai, să știi că tu nu faci filme. Îmi pare foarte rău că nu faci filme, să știi. Dacă te nășteai tu în America, cred că nici televiziune n-apucai să faci. No. Dar eu, dacă eram american, să știi că eu te-aș fi distribuit în filmul la Fast and Furious. Asta e un titlu care exprimă perfect întreaga ta viață sexuală. Da, sau poate Mission Impossible. Nu, asta se potrivește mai mult cu atunci când îl trimite soția pe Dan Badea să închidă hota. Hota, mă? Sau poate Frankenstein. Da, acolo ai fi putut să exprimi exact toată frumusețea interioară a domnului Chelu în Frankenstein. Hei, dragilor, dar am deviat de la subiect și mie nu-mi plac mondinitățile. Să trecem mai departe la politică. Să știți că pe Ion Iliescu l-am invitat să se vaccineze la noi în Rusia. Da. A spus că nu se vaccinează pentru că el mai are încă imunitate de la gripa spaniolă. Da. V-ați mirat cu toții că Iohannis are mușchi. E normal. El lua bătaie de la toți băieții de la bloc când era mic. Apoi s-a făcut că mama lui l-a dat la karate. Și până la urmă a ieșit că a luat bătaie de la băieții de la bloc și de la băieții de la karate. Eu vă avertizez, nu vreau să pornesc un război în Europa, să știți. Nu, dar v-ați unit cu americanii în ultimii ani și ați început să ne enervați rău de tot.
Dar bine, acum să vă văd pe unde scoateți cămașa, că ați văzut că președintele ăsta nou al lor are ca unic obiectiv politic să nu adorm în timp ce vorbește. Și a și jurat pe o Biblie din asta împrumutată de la Ion Țiriac, mare colecționar. Dragul de el o avea cu autograf de la Iisus, de mult. Da. Ce mă, vă e frică? Glumește șeful. Acum, dacă îmi permiteți, pentru că eu o plac foarte mult pe Delia și vreau să o invit la mine la Kremlin. Am acolo o cameră mică cu pat și bar unde concertează toate fetele blonde și frumoase și vreau să concerteze și ea. O invit și ca să-i arăt că mă pricep, am să-i fac și o dedicație muzicală. Maestre! Da voi muzică! Now the end is near. Putin! Doamne, iartă-ne și ferește-ne de Kalashnikov. În această seară am avut un Putin care cântă extraordinar. I plan it just for us. De unde a venit asta? De unde a venit asta? Along the byway. Moment X-Factor, moment umoristic, toată lumea a ascultat liniștită și a dat din palme exemplar, așa cum trebuie să aplaude un popor liniștit, un conducător cu testicole. Care e ideea cu piesa asta? Ideea că atunci când termină, tu trebuie să spui că n-ai auzit în viața ta această piesă cântată la acest fel, că este extraordinar și cel mai bun cântăreț din lume. Că altfel... O, câtă păcată! Putin cântă cât vrea el. Evident. Și mi se mânță, cum poți să-l oprești pe Putin din cântare? Bă, dar dacă aveți cu adevărat umor, de ce nu cântă acest Putin al nostru, de ce n-a cântat la harpă? Pentru că Putin chiar a cântat pe Blueberry Hills. Hill. Noi a cântat Highway și el adevărat a cântat Blueberry Hills. Așa și. S-a aplaudat că în seara asta la umor. Da. Da, cum să nu-l aplauzi pe Putin când cântă Blueberry Hills? L-am aplaudat și noi pentru că a cântat My Way. Băi, I did it my way. Cum? Poziția de forță. Cred că așa le puțirește și pe filmul. Le cântă cum le obosește, știi? Că ai văzut că și mă atacă la un moment dat patru strofe mai târziu, s-a ridicat de la masă să-l îmbrățișeze. Poate, poate să oprește. Poate să oprește. Sunteți cel mai bun cântăreț din lume! Mulțumesc! Poate Biden să cânte așa! Yes, it was my way. Din partea Rusiei a cântat Vladimir Putin. Vă așteptăm la Kremlin în vizită. Ну, заяц, погоди! Atât! Asta e salam de biscuiți, jur, îl văd de aici că e salam de biscuiți, jur. Oare cine e următorul invitat? Voiam să te întreb, la cine te uiți în partea? La cine te uiți în partea? În par cameră. Ghiciți cine e următorul invitat? Salam de biscuiți. Ia. Păi ăsta e de al nostru atunci, dacă ne-au dat salam. Din partea locului. Salam de biscuiți. Din partea locului. Biscuite, salam, ceai, vechi. Salam. Marea Brit. Salam. Salam. M-am gândit la salam. Personaj. M-am gândit că l-ați convins, că el trebuia să vină și la X-Factor și n-a venit. Și am zis, bă, sigur, sigur, aduc pe cineva care îl, știi, interpretează frumos. Pam, 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 pam. Eu zic să nu vă mai gândiți la prostii.
că nu invităm pe oricine aici, doar e emisiune serioasă. Pentru că tot era în trecere prin cartier pe la noi, am rugat-o pe regina Angliei, că despre ea este vorba, să se oprească un pic. Meghan a dat interviu în America? A dat. Atunci Elisabeta de ce n-ar da interviu în România? Și ea când dă? Păi dă, nu se joacă. Majestate? Bine-ați venit! Oh, bine v-am găsit! Dar ce onoare! Oh, yes, thank you! Cum ne-ați decis să veniți la noi? Eu am niște cercetători britanici foarte buni. Ei cercetează. O să aflăm acum cu toții. Dar pe Mihai Bendeac îl știți? Nu mi-amintesc. Are un accent britanic foarte bun. Asta mă bucură mult pentru el. Haideți cu mine. Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru regina Elisabeta! Ce vorbești, băi? Băi, băgatule, băi! Ce tare! S-a făcut pielea de găină! Băi, ești proastă să la uit! Regina Elisabeta a Marii Britanii și a Irlandei de Nord. Corect, tu știi aceste funcții și știi și denumirea lor corectă. Da, știu și denumirea lor corectă, plus că sunt foarte mare fan serialul. The Crown. The Crown. Care a și făcut tot celebru pe Regina Elisabeta, că să fim serioși. Pentru mine era... Cu Regina Elisabeta înainte de serialul The Crown. Toți cei care au cunoscut serialul au murit deja, adică pe bune. Dar ce îi spune tu, adevărat, regina, dacă... Dar și întrebau care e secretul vârstei înaintate și dacă ia suplimente, ce suplimente ia, că, nu știu, își dă cu vitamina C pe față, face ceva special. Mama mea a murit la 96 de ani, m-a fost mai rezistentă decât regina Angliei. Mama e ta? Da. Voi ține o mică cuvântare și pentru că nu știu foarte bine limba voastră, o să citesc. Mulțumesc pentru înțelegere. Regina Elisabeta este o constantă a existenței noastre. Noi nu știm altfel decât cu Regina Elisabeta. Pur și simplu, adică face parte din noi, din existența noastră. Eu cred că regina doarme într-o cameră hiperbarică. Ăla-i secretul. De aia nu moare? De care primesc eu de ziua mea, de ce mă întrebi? Sau... Bună seara, supuși și prea suspuși. Ce frumos este în țara voastră. Mereu am vrut să vin la Budapesta. Hai că a început bine. Mi-a zis băiețelul meu, Charles, că neapărat trebuie să-l întâlnesc pe Victor Orban și neapărat trebuie să discut nu știu ce cu el, de ce și despre ce. Eu îi fac însă toate poftele. Eu așa l-am învățat. De mic am spus, Charles, fiule, eu îți fac toate poftele când ești mic și Camila îți face toate poftele când ești mare. Dar Charles acum să știți că așteaptă să fie rege. Eu am impresia și presimt că o să mai aștepte. Long live the Queen! Eu am vrut să-i dau să conducă Scoția, dar el a vrut toată Marea Britanie. Mă rog, săracul Charles a avut COVID. Iubita lui Camila nu a luat. Am înțeles că la cai nu se ia. Acum el se tot duce în România să vâneze căprioare. Acum eu știu ce fel de căprioare vânează el acolo. Că poți să prinzi trei odată și tot nu-ți ajung să faci un creier pane. Și a venit de acolo cu tot felul de tradiții, că să tăiem un brad, să-l aducem în casă, să-l împodobim și după așa, cam vreo lună,
să-l aruncăm de la balcon. Și i-am spus, scuze, fiule, dar aici nu suntem în România. Unul dintre nepoții mei, vreau să spun, este căsătorit cu o actriță. Când s-a anunțat Ladies and Gentlemen, The Queen, ea a crezut că vine Freddie Mercury. Iar al nepoțel al meu este căsătorit cu o fată excepțională. Este atât de plictisitoare că n-ai ce să zici de ea. Să știți, copii, viața este foarte frumoasă, dar trece. E ca un joc de șah, știi? Trebuie să te folosești și de avantajele și de dezavantajele. De exemplu, englezii la șah au regina, care nu moare niciodată. Americanilor le lipsesc două turnuri. Și la români, la șah, au nebunii. Am înțeles că în România se bea spirit. Da. Tras prin prâine, doamnă. De aceea ei merg în diagonala. Măi, am învățat foarte multe despre țara voastră. De exemplu, eu am învățat că turnul Eiffel din Paris a fost construit cu oțel produs la Reșița. Dar asta nu este o glumă. Nu. Deci dacă se apucă la un moment dat unii de-i voștri, de ăștia, dar lui Chelu, de exemplu, dacă se apucă să demonteze turnul Eiffel, să știți că nu este furt, este repatriere. Și cercetătorii britanici ai mei au descoperit că nu mai este nimic de descoperit în România. Voi aveți multe fete care s-au ocupat să descopere ce mai era cât de cât acoperit. Dar voi aveți personalități fantastice. De exemplu, Nicolae Păulescu, care a descoperit insulina, Henri Coandă, care a inventat motorul cu reacție, Petrache, care a inventat stiloul. Aveți patru laureați Nobel, uite pe George, Emil Palade, Elie Wiesel, Hertha Müller și Stefan Hell. Dar o emisiune ca a voastră îi fac pe aceștia uitați. Da. Puteți uita. Puteți uita, liniștiți. Castelul Peleș a fost primul castel din Europa care a fost luminat cu curent electric. Tot voi însă îl aveți pe prințul Paul, care nu este vreo lumină, dar este unul dintre cei mai căutați oameni. Ce-ar fi râs tovarășul Ceaușescu? Băi, eu când l-am văzut pe Ceaușescu, eu nu am vrut să mă întâlnesc cu el. Eu eram în grădina palatului și m-am ascuns printre boscheți. Dar m-a confundat cu Vica Blochina, care era acolo cu țurca. Oh, sorry, cu pițurca. Asta știu de la Dan Petrescu. Dan, vai, juca pe atunci la Chelsea. Era apărător dreaptă, mare jucător. Sărbendeac, dacă făceați sport pe vremea aceea, erați un mare fundaș. Iar Sir Chelu era un mare portar la Antena 1. Dar ce mai știu eu despre țara voastră? Voi, canalul Dunăre-Mare Neagră este pe locul 3 în ceea ce privește lungimea lui, a canalului, pe locul 3. Iată că și în televiziune canalul e tot pe locul 3. Să vă spun acum și ceva amuzant pentru voi. Primul actor care a jucat Tarzan, omul maimuța, a fost un român, Johnny Weissmuller. Nume vechi. Bendeac nu a jucat Tarzan, dar a jucat omul maimuța în serialul lui preferat. Sir Bendeac, ai jucat
atâtea maimuțe, că s-a săturat lumea. Uite, Chelu tace. Și bine face. Păi nu, că nu vorbește, că nu are ce. Știi ce greu e să taci când n-ai nimic de spus? Delia, da. Știu că nu este ușor să fii cea mai mare artistă din România, Delia. De-aia nu ești. Dar ai tot timpul. Mă uit așa la tine, la frumusețea ta, la tinerețea ta și îmi dau seama că mai ai vreo 2 zile de glorie. Știu că nu te superi, că se fac glume pe seama ta. Ai acum top, că ești în top cu mâncarea. Vai, dar pe lângă fetele de la mine din țară, Delia, tu ești top, Modelia. Modelia. Eu atâta am avut de spus. Ladies and gentlemen, the Queen se întoarce în Anglia la spiritul Brexitului și al circulației pe stânga. Pentru că ce începe bine n-are cum să se termine prost. I love you. I love you. Save the world. You're nothing, 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 nah, baby. Și pentru că Michael nu e al nostru, e al urmașilor urmașilor noștri, iată-l. Bine ați venit! Bine v-am găsit! I love you! Save the world! Cum de-ați acceptat invitația noastră? I love Romania! Pretty kids, pretty woman! I love you all! I love you! Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru The King of Pop, Michael Jackson! Ia uite-l! Pipino, mă. Pipino. Asta. Da, domne! I love you! Save the world! My guess is that it's Michael's childlike playfulness that got him into this problem. Mai țineți minte isteria când a venit în România? Eu n-am văzut așa imagini cu așa isterie în România. A fost colos și sound, ce piese, și acum ascult și... E și acum, dacă ascult și ce făcea ăla 90, nu se face nici acum. Și în 80. Și dacă 90. Stai să asculti thriller-ul... Nu pot să-l contest eu pe Michael Jackson. Ascultam în clasa 4-a, 5-a, 6-a. În acea tocăniță a anilor 80, Michael Jackson a adus o imagine nouă, un dans nou, o coafură nouă, a avut super producții față de ceilalți artiști din vremea aceea. A influențat foarte mult, foarte mulți artiști el. Adică, datorită lui, mulți oameni sună așa cum sună azi, știi? Toate partea de problemele lui, de faptul că era bolnavior, nu discutăm, că... Nu e profilul emisiunii. Oh, guys. Probabil vă întrebați de ce mă aflu aici. De când a murit, m-a zăpăcit cu telefoanele Mihai Țăpiticu. He's crazy. Vrea să-mi fure toate melodiile. Vă știu pe toți trei. Mi s-au spus multe lucruri despre voi. Chelu,
Tu ești personajul despre care copiii strigă: fugiți, că altfel le mănâncă. Delia, tu ești personajul despre care copiii strigă: fugiți, că altfel le mănâncă tot. Iar tu, Mihai... Oh, guys, why are you doing this to me? Tu ești personajul despre care femeile strigă: fugiți, că altfel le mănâncă peste tot. Este a treia oară când vin în România. Prima dată când am venit, am întâlnit un artist mare, pe Mihai Constantinescu. Acum nu mai e printre voi. El a scris în mod special pentru mine o melodie. Dacă vă mai amintiți: o lume minunată în care veți găsi numai copii. Copii. Dar să știți că n-a fost adevărat ce s-a spus despre mine. Mihai, tu mă înțelegi, zvonurile nu sunt bune. În general, oamenii lansează zvonuri despre marile staruri. Sunt sigur că la tine a fost o confuzie. A doua oară când am venit în România, am inaugurat un par de copii împreună cu Iliescu. Oh, God, era atât de bătrân. Cine s-ar fi gândit că după atâta timp eu nu mai sunt, parcul nu mai e, dar el încă este. La fel de bătrân. Trebuia să inaugureze la The Dinosaur. Unde e ăla? La Dinopark. Dinopark. Dinopark, o inaugurare. Poate ar fi trebuit să fi rămas atunci în România. Voi sunteți cu 50 de ani în urmă. Acum aș fi avut 13 ani. Aș fi putut participa la Voice Kids. Cu siguranță l-aș fi câștigat. La Next Star, Michael. L-aș fi câștigat pentru că mai am încă 8 frați și toți sunt de culoare. E un caz social. România e țara paradoxurilor. Mulți nu au școală, dar se pricep la orice. La muzică, la dans, la fotbal, la cules paranghe, la orice. You know, la imitat. Când am venit în România, Lucian Viziru m-a imitat. You remember Lucian Viziru? Oh, God, ce talent. Era atât de bun la muzică încât oamenii au preferat să-l vadă pe Augustin Viziru la televizor, care nu era bun la nimic. Mă rog. Oh. Și Șerban Copos m-a imitat odată. I love you, Șerban. Love you. Te cunosc de undeva. Șerban a rezistat mult ca prezentator aici. Mai mult decât a rezistat în muzică, mă rog. You know? Producătorii au încercat să-l dea afară. L-au trimis în Asia. Dar el a reușit să se întoarcă înapoi pentru că e cercetaș. Și el cunoaște drumul înapoi. Explorator, băi! Chiar asta este deviza carierei lui. Tot înapoi. Șerban e un fel de Benjamin Butler succesului. Adrian Enache m-a imitat. Remember Adrian Enache? Ce talent! El are câte o voce pentru fiecare melodie. Păcat că încă n-a găsit o voce pentru muzica lui. Dar nu e vina lui, e vina lui Temișan, care l-a ținut mereu în umbră. Temișan, care a încercat toate stilurile muzicale. Lăutărească, pop, rock, orice. Asta înseamnă să nu renunți niciodată. Sunt sigur că dacă ar fi renunțat, ar fi avut succes. I love you, Temișan. Save the world. L-ați avut aici la antenă și pe Jorge. Remember Jorge? Oh, God, Jorge. El a ales să plece la un post de televiziune mult mai puternic. A vrut să vadă cum se simte eșecul și acolo. Jorge apare des la televizor și vorbește despre lucruri la care nu se pricepe. N-ar fi mai bine să vină și să spună pentru ce el e predestinat? Dori și cartofi prăjiți la burger? You know? Jorge. Dar e grea celebritatea. Știu cum e. Eu mi-am dorit o viață normală. Să pot merge la supermarket și să nu mă recunoască nimeni. Dar pentru asta nu trebuia să mă fac Michael Jackson, ci Dan Badea. I love you, Dan. Eu trebuia să mă machiez grotesc ca să nu mă recunoască lumea. Delia, ție nu ți-a ieșit. Te recunosc. Dar machiajul aduce un pic. Oh, guys. Am fost căsătorit cu femei frumoase, dar am făcut copii cu cea mai urâtă dintre ele. De ce? Pentru că luam pastile. Nu știam ce fac. Mihai, ai grijă. Ai mare grijă. Te cheamă ca pe mine și tu iei pastile
Și am văzut aici că ai sărutat-o pe Veronica Gheorghe. Oh, God! Aia e profanare de morminte, Mihai. Oamenii și-au făcut griji pentru tine. Că o să mor de tânăr. Bine că nu mai e cazul acum. Bă, neamă. Totuși există un om aici pentru care am un respect deosebit. Chelu. Are un calm teribil. Mi-aș și dorit să mă fi născut cu calmul lui. You know? El a zis că nu suportă homosexuale și pițipoancele. Uitați-vă cât de calm stă la masa aia de 10 sezoane lângă cei doi. Oh, God. Ajută, Doamne. Nu, 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 nu. Nu, nu. I love you. El iubește mari artiști. Am auzit că a vrut să depună flori la mormântul lui Ion Dolănescu. Pe drum s-a întâlnit cu o bătrânică și a întrebat-o unde se află alea artiștilor. Aceasta i-a spus: măi, mamaie, de ce ieși afară dacă nu-și mai știi să te întorci? Love you, Chelu. Dar poate ar trebui să-i spunem cuvinte mai frumoase lui Chelu. Și mai des, poate ar trebui să-i spunem lucruri pe care nu le-am mai auzit până acum. Spre exemplu: te iubim, Chelu. We love you. We love you. Come on, everybody. We love you, Chelu. We love you, Chelu. We love you, Chelu. We love you, Chelu. Eu am spus des în viața asta: te iubesc. Pentru că iubirea învinge tot. Și iertarea învinge tot. Trei lucruri sunt greu de spus pe lumea asta: te iubesc, iartă-mă și acid acelti salicilic. Oh, God. Eu am dansat continuu, pentru că viața e un dans. Așa ar trebui să ne manifestăm toți, mai puțin domnul Orban. Sper să-și găsească altă modalitate. Am cântat despre salvarea planetei, pentru că trebuie să faceți ceva să opriți poluarea, să opriți tăierea pădurilor, să nu se mai nască Diane Șoșoacă. Please, guys! Yes! Yes! Opriți poluarea, pentru că altfel copiii voștri se vor sufoca și vor semăna cu Ana Maria Morodan, care are sex appeal-ul unei sticle de apă plată. Dar ca să ajungi un mare star, e nevoie de multă muncă. Delia, tu știai secretul ăsta. De ce nu l-ai spus și lui Speak? Am văzut că ai făcut un featuring cu el. Oh, God, nu te mai saturi să cânti singură. Dar stai liniștită. Și eu am cântat cu Britney Spears. E bine din când în când să mai facem și acte de caritate. Apropo de acte de caritate, am văzut că ați avut-o la emisiunea asta invitată pe Andreea Marin. Dar dacă și eu sunt invitat aici, atunci înțeleg. Ați dezgropat pe toată lumea pentru emisiunea voastră de roast. Eu acum trebuie să plec. E concert mare pe lumea cealaltă. Vine Alex Velea. Vă dați seama câți copii o să fie în public? Oh, God! Dar vă mulțumesc că m-ați invitat aici. Merg pe lumea cealaltă pentru că este foarte multă liniște. Nu la fel de multă liniște ca în acest platou atunci când spune Costel glume. Hai mă, nu, de ce? No. I know, Mihai, e preferatul tău. Poate de-aia vinde și atât de multe bilete. I love you! Save the world! Bă, da, se mișcă, mă! Ia uite! Hai că tu ești cu Michael Jackson. Eu am fost mai degrabă cu Prince. Rupete. Asta, ia uite. Bine, mă. Băiatule. Bine, Georgica! Michael Jackson, dar chiar a fost foarte tare. Și l-a studiat bine, și mișcările, și tot. De unde știe el să danseze așa? Bine, bine, bravo, bravo, bravo!
că nu înțeleg cum făcea megastarul ăsta atâtea lucruri și să danseze și să cânte. E greu. E foarte greu. Nu poate fi egalat. Deci ce am făcut aici? Bruno Mars nu se apropie un pic? Nimeni un pic? Nu se apropie. Nimeni. Nimeni nu se apropie. Nimeni. E fantastic. Am înțeles. E ai stat să-l studiezi? E toată adolescența. Ah, serios? Adică m-a prins pe personaj. Ești un amploat. Eram fan. Eram mare fan. Ce care e mișcarea ta preferată de la el? Mie îmi place dansul de la Smooth Criminal, pe care nu l-am făcut aici. Ia, un pic. Mă rog, vezi că era să-i bagi mâna, dar tot am senzor la mână. Și pipă aia, pip. Fix, mă opresc la fix. Exact ca în Kill Bill. Exact. Vezi cum se ia sindromul Benjamin Button. Oricum nu o să mă recunoască nimeni așa. Azi că spunem noi. Stai liniștit, nici când te demachezi. Rose! Mulțumesc!